îndreptăm spre capul York. Am trecut de ultima localitate măricică și ușor, ușor mergem spre sălbăticie. Radu! Momentan suntem la baza peninsulei York. Urcăm spre capul York, cel mai nordic punct al Australiei, un loc emblematic și întreaga zona pe care o traversăm acum este poate una dintre cele mai sălbatice zone ale Australiei. Drumurile sunt în mare parte neasfaltate, chiar dacă pe aici colo mai dăm de câte un petec de asfalt. Marea parte a oamenilor care se încumetă să ajungă până acolo o fac în mașini 4x4. Noi suntem pe triciclete, de fapt. E o senzație grozavă, chiar dacă condițiile sunt foarte grele în această parte a Australiei. E sfârșit de octombrie și temperaturile deja sunt foarte ridicate odată ce începe sezonul ploios. Șoseaua asta așa prăfuită, uscată, cum o vedeți, cu ondulații pe ea, devine ceva aproape impasabil, nu mai zic de zonele unde nu există pod și trebuie să traversate râurile. Ți-a căzut pănierul? Cum naiba? Deci am intrat pe prima noastră porțiune de off-road. Crezi că o să fie mai bine după câțiva mai mulți kilometri sau asta este? Mă, până la urmă e o bicicletă, o tricicletă, cum vrei să-i zici. N-am cum, deci se rupe sistemul. Ce s-a întâmplat, Radu? Uite și tu, cort nou, mâncat, dar nici nu-mi explic de la ce. Ăsta ca ăsta, dar mi-a distrus cortul în sine. Te fac că sunt același tip de găuri ca în frunze. Ne-a mâncat furnicile cortul, îți dai seama? Dar de asta nu stă. Da. Voi vă dați seama, ne-au mâncat azi noapte furnicile cortul Big Agnes, băi, deci când au venit
peste noi, galerie au făcut din noi, galerie. Și nici nu vă imaginați, deci suntem într-o lizieră a pădurii care se află lizieră. De fapt e o bucată de, știu eu, nici 100 de metri în lățime între șosea și noi aici. Ne-am pus cortul aseară între păduricea asta și poligon sau nu știu ce ăsta în spate. Și în bucățica asta de natură, fiind în Australia, au găsit furnicile ac de cojocul nostru. Au zis, ce și-o fi zis ele aseară? Mamă! A venit material de la bun, de la Big Arnes. Dați năvale. Au luat fraierii. Dați năvale, când mai prindeți voi, suratelor, material de Big Arnes de mâncat. Cum e pe off-road? Cât praf, da, uite unde suntem. Mamă, e... Doar noi și șoseaua din față. Și hello. We're working on that way. Pretty good, yeah. We just finished this side. We're working this way. So it's some cold on things like that. How long is it rough? Oh, another 10k? Yeah. Which way are you going? Alright. It gets better. It gets better. We've done that half that way. Thank you so much. Alright, you guys take it easy. Safe travel. See ya. Atât de frustrant drumul ăsta. Este totul super corugat. Nu ai niciun fel de scăpare. Mi se pare că tot drumul este la fel, același lucru, nu s-a schimbat nimic. Se schimbă vegetația un pic când ajungem la un râu, dar... Deci simt că parcă nu există niciun reward la sfârșitul zilei. Mergem, ajung la final, e același lucru, undeva unde un nisip, punem cortul and that's it. Dar nu mai, eu cred că nu o să mai pot să scot asta de pe cămașa asta. Hello. There you go, mate. Good. You have some water, eh? Oh, that's great. Yeah, you've got about 17 k's or so before you get to where you need to be, so... Thank you. There is no old house there. It's a homestead, but no... It's a homestead camping ground, but yeah, no roadhouse.
So, oh, so there's no services, nothing. Oh, really nice. It's like I said, it's accommodation, campground. Probably not. You'll have to wait till you get. You have to wait till you get to Bramwell to get a beer, to buy a beer anyway. We'll plan for that. Yeah. Tomorrow. Right. Yeah. Anyway, you'll be able to... Thanks for stopping, eh? No worries. Have a good one. Thank you. You too. Watch out. There's a couple of locals flying through too. So yeah. Watch out. Have a good one. Thank you. You too. Ciudat. De aici se începe greu, Radu. Și se lasă seara. Our eyes are closed when we start this loop on repeat. Hear my chest, how we beats when you put your hands on me. Time goes fast, but yet so slow. I leave off thoughts, yeah, I let them go. Cause I'm here. Am găsit intrândul acesta de la șosea și pare un loc numai bun de campat pentru seara aceasta. Mi-a dispărut prietenul meu, Spider. Da. Am avut un prieten, un păianjen, și a dispărut. Și-a făcut călcuș acolo și îmi plăcea să merg cu viteză și așa. Stătea. A stat cu mine aproape o săptămână întreagă. Îi plăcea că seara lăsam lumina aprinsă. Lăsam lumina aprinsă și veneau musculițe micuțe în far și le prindea super repede și își făcea acolo, lua câte 10 musculițe și le punea în colcuș și le mânca până a doua zi de dimineață și a doua zi de dimineață încerca să găsească o gaură în care să se ascundă să doarmă și nu l-am lăsat să se bage, că se băga la mine mâner în chestii. Și l-am șușuit și după aia și-a făcut în fața acolo de desubt și a construit o pânză unde s-a băgat singur, știi? Și stătea acolo în timpul zilei și mergeam cu viteză, cu așa, și îi plăcea să stea. Dar a dispărut, ieri a dispărut. Dacă am avut fobie de păianjeni, aici efectiv mi-am făcut un prieten păianjen. Efectiv, asta este cea mai proastă mâncare pe care am făcut-o până acum. E mâncare de tabără. De refugiați. Chiar că... Nu e de râs. Chiar că... Da, nu e de râs. Dar chiar... Sau ca la penitenciar.
Asta e ce cred eu ți-ar da la penitenciar. De-aia gândește-mă ta dacă ai rămâne pe aici undeva prin pustiu, când ai rămas pe insula Stewart fără mâncare. Da. Să fi avut asta. Mi-ar fi plăcut și asta. Bună dimineața! În sfârșit m-am trezit și mă simt odihnită. Aseară a fost super răcoare și de asta cred că am reușit să ne odihnim. Problema pe șoseaua aceasta sunt camioanele și mașinile, care multe dintre ele nici măcar nu încetinesc atunci când ajung în în dreptul tău și te acoperă de un nor imens de praf, îți aruncă toate particolele, tot ce mai rău pe șoseaua asta, te împroașcă efectiv. How's it going? Hey, good. Yeah. Where are you going? Oh, up to Cape York. That's it? Yeah. Wow, okay. How many weeks are you giving yourself? No, just another week. 1 week? Yeah. Wow. From here, yeah, 1 week. Cool, man. Up to the tip, yeah. Epic. Where are you from? Romania. Okay. Epic. Yeah, have you been to the tip? Well, we were going to. Too far. It's another 450 from here. Yeah. Around there. Yeah. So we went to Weipa instead. Oh, Weipa. Yeah. Oh yeah, that's cool. That's pretty close. Yeah. So where will you stop tonight? Wherever? In a campsite around 40 kilometers north of here, in between here and Koin. Okay. Yeah. So is this for like a charity or is this just... It's just good. For us to see the world. I spent 3 years cycling the Americas from top to bottom before coming to this part of the world. Right, and okay. Last year I was in New Zealand. Yep. And my girlfriend is just ahead of me. Yeah, we saw her, we're like, what's going on? Yeah. She goes a little bit faster because she's got a solar powered trike. It's an electrically assisted tricycle, and she charges the battery with solar panels. Okay. Yeah. What's your Instagram? I'll try and. I'll give it a, just a second. Yeah, thank you. Ia-l naibii nisipul ăsta, nu? Hai să-mi bag. Am dat de naiba.
sunt focuri în zona în care suntem, nu știam, n-am știut, așa că trebuie să-i dăm. Radu este undeva în urmă, nici nu pot să-l văd. Dacă vă uitați, fumul am crezut că este de fapt de la praf, dar de fapt este un fum de la foc. Uite așa o să merg în porțiunea asta, pentru că este insuportabil. Încă arde mocnit aici. E ok drumul, nu? Da, e ok până aici. E ok. Da. Ai văzut cenușa cum zboară peste tot? Aha. E super nașpa. Sper că în câțiva kilometri o să fim ok. Așa sper și eu. Iată ce-i în față. Noroc că pădurea este despărțită de șosea și atunci focul de aici nu ajunge aici. Tica a făcut față! Sunt mândră de ea, sunt super mândră de ea. Gata, sunt super fericită că am reușit să mă scot. Uitați acolo, asfalt. Uitați. Ce este ars totul. În față am o șopârlă care seamănă cu un dragon. Uitați-l aici mai aproape. Mă mir și că stă la asemenea distanță. După o zi super grea de pedalat, am găsit niște cascade fără crocodil. Facem o baie! O baie răcoritoare, mă, după 40 de grade pe drum, hai să vezi. Wow, ce frumos e! Thank you.
Ce s-a întâmplat? Fix acum s-a rupt când suntem chiar că în mijlocul la nicăieri. Deci s-a desprins de la sudură. Unde naiba găsesc eu sudură aici? Yeah. All along. Da. Hai că am fost super norocos să dăm de doi băieți care asta fac zi de zi și au zis că vor să ne ajute. Parcă pot să respir în sfârșit, că mergeam efectiv prin toate gropile astea cu suportul meu rupt și nu este o senzație prea plăcută. It looks stronger than before, eh? Still a little twist, but she's not twisting here at all. That looks amazing. We don't do callbacks on these ones. Yeah. Back to give us some cold water. They're like, ah, oh, everybody knows about you. Maybe you have, you need some water. See ya. See ya. Mișto sunt tipii ăștia, nu? Mm. Frate, mi-au făcut. Și nici n-au vrut nimic, efectiv nimic. Extraordinar. Unii oameni sunt atât de extraordinari încât îți vine să plângi. În acest moment traversăm râul Jardin și că dacă aș lua o prăjină să mă arunc de pe partea în alta, aș putea, dar e foarte interesant că n-am vrut să construiască niciun pod aici, pentru că asta consideră popoarele aborigene în această zonă ca un fel de intrusiune în mediul lor și au ales să păstreze un pat, o punte care să facă legătura între cele două maluri. Mai avem doar 60 de kilometri până la capul York. Suntem pe cale să îndeplinim unul din primele obiective ale acestei aventuri, anume să atingem cel mai nordic punct al Australiei continentale. Suntem deja de aproape o lună de zile pe drum. Ultimii 700 de kilometri au fost pe 700, chiar 800, aș zice, pe șosea off-road,
chiar dacă aici colo am mai dat decât un petec de asfalt pe care îl așteptam ca doi oameni însetați. Am lăsat bicicletele la baza promontoriului și parcurgem la pas ultimii 600 de metri către capul York, extrema nordică a Australiei continentale.